Salut, Sorin aici. Cum cumperi o placă de bază? Indiferent că ai deja un calculator sau te uiți să-ți cumperi piese noi, trebuie să ai grijă la câteva specificații ale plăcii tale noi de bază, astfel încât aceasta să fie compatibilă cu componentele pe care le ai deja sau cele pe care vrei să le cumperi. Primul rând, ne uităm la dimensiunea plăcii. Cât discutăm de o placă MATX sau ATX, contează foarte mult în funcție de carcasa pe care o avem. O carcasă de tip mid-tower s-ar putea să nu aibă suficient spațiu pentru o placă de bază de tip ATX. Depinde, trebuie să verifici ca să fii sigur. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la socketul procesorului suportat de placa de bază. O placă de bază are un socket și suportă anumite procesoare. Pe lângă socket, pe pagina producătorului plăcii de bază, garantat vei găsi o listă cu modelele de procesoare 100% compatibile. Te sfătuiesc să o consulți pentru a fi sigur că placa de bază este ceea ce ai tu nevoie. Apoi, ne uităm la memoria RAM. Ne interesează câte sloturi de memorie RAM avem, ce tip de memorie RAM suportă placa de bază și ce cantitate maximă și viteză suportă placa de bază. În funcție de asta, o alegi. Pe lângă asta, trebuie să te uiți și la ce sloturi ai nevoie, câte PCI Express-uri. Garantat ai nevoie de un PCI Express X16 3.0 pentru placa video, dacă ai o placă video dedicată. Pe lângă asta, s-ar putea să mai ai o placă audio sau eu știu ce alte dispozitive, caz în care te interesează să ai și încă un slot PCI Express X1 sau un PCI normal. După asta, ne uităm la porturile și conectivitatea plăcii de bază. Ai nevoie de USB 2.0, 3.0, 3.1 sau USB Type-C. Trebuie să știi din start cam câte porturi de genul ăsta ți-ai dori și să ai grijă ca placa de bază să vină cu ele echipată. Pe lângă asta, ne mai interesează dacă vei folosi sau nu placa video integrată a procesorului, caz în care placa de bază ar trebui să vină echipată cu un HDMI, DVI sau VGA după caz. În ceea ce privește placa de rețea, clar vrem o placă Gigabit, nimica nou. Placa audio, dacă nu ești mare audiofil sau foarte pretențios, orice placă de bază modernă vine cu o placă audio destul de bună, deja integrată. Dacă ești audiofil, probabil vei ieși mai ieftin dacă cumperi o placă audio separată pe PCI sau PCI Express. Și nu în ultimul rând, dacă bugetul îți permite, te mai poți uita după diverse feature-uri, cum ar fi două porturi de rețea LAN Gigabit, modul wireless, un aspect mai deosebit stil gaming și eu știu ce. Când te gândești la performanța plăcii de bază, mai exact te uiți la chipset și ce semnificație are acesta, trebuie să ții cont de un singur lucru, de fapt de două lucruri. 1. Dacă vrei vrea sau nu să faci overclock. Dacă da, clar, doar anumite chipseturi pot face overclock. Dar dacă nu vrei să faci overclock, trebuie să știi că, din punct de vedere al performanței, când luăm două sisteme complet identice, singurul lucru diferit fiind chipsetul, diferențele de performanță sunt neglijabile și uneori greu măsurabile. Având toate acestea în vedere, cred că ești pregătit să-ți cumperi placa ta de bază perfectă și te invit să o faci. Până data viitoare, dă un like, dă un subscribe și spune mai jos într-un comentariu ce astfel de video mai vrei să vezi pe viitor. Mersi de vizionare, ciao!